Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să discutăm despre luna octombrie. Te invit să și la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Îți reamintesc faptul că aici avem un horoscop teoretic. Bun, începem cu leul sau cei cu ascendentul în leu. O lună importantă pentru tine, să știi că avem două eclipse. Odată avem pe data de 14 octombrie o eclipsă de soare, iar pe data de 28 octombrie o eclipsă de lună. Și în momentul când avem o eclipsă, bineînțeles, soarele, guvernatorul tău, e destul de implicat și destul de activat. Bun. Prima eclipsă îți priește, ce are pe data de 14 octombrie, se petrece în casa a treia, e legată de studii, e legată de chestiuni în aceste administrative, de tot ce înseamnă mutat, schimbat, plimbat, comunicare, oameni foarte apropiați. A doua eclipsă, în schimb, cea pe data de 28 octombrie, care este și o eclipsă de lună și și o lună plină în Taur, cumva activează casa 10-a, casa carierei, unde se află și Jupiter retrograd de ceva timp. Cu alte cuvinte, am putea spune că fluieri în prima parte a lunii, dar din a doua parte a lunii, nu prea fluier, așa cum ți-ai dori matale. Vreau să spun și că pe data de 9 octombrie Venus în sfârșit iese din semnul tău. În mod normal, n-ar trebui să zic că în sfârșit iese din semnul tău, pentru că tranzitul lui Venus în semnul nostru ne ajută. Dar să nu uităm că a fost și retrograd și nu prea te-a ajutat, nu prea te-a sprijinit, nu prea te-a... Deci, la începutul lunii o să ai o senzație de nostalgie, pentru că și Lilith iese din semnul tău. Iată, și Venus și Lilith părăsesc semnul tău și o să începi așa să ai așa o... te dezumfli puțin, am putea spune. O nostalgie, regrete, părere de rău, fără să se fi întâmplat ceva cu adevărat, dar te plângi tu prea mult după un trecut. Un trecut pe care, apropo, tu ți-l amintești a fi perfect, dar oamenii din jurul tău ți-aduc aminte. Stai că n-a fost doar asta, mai fost și altceva, da? Venus ieșind în semnul tău, alături de Lilith, acestea vor intra în casa a doua a banilor. Ceea ce înseamnă că te-ai dat cu capul de pereți până acum și nu prea ți-ai ieșit nimic financiar, probabil că ai tras de-a binele anul acesta. Aș putea spune că, iată, din octombrie încep să dai din coate și încep să găsești surse noi de venit sau încerci să îți dai seama unde poți să mai tai cheltuieli, unde poți să ajustezi. E o perioadă nemaipomenită pentru negocieri, țin să vă spun. Adică dacă primiți niște bani în plus, nu-i cheltuiți imediat. Învățați să păstrați, învățați să economisiți și învățați să investiți cu cap și cu rost, da? Deci aș putea spune că din prima parte, din primele zile ale lunii, ar trebui să iubiți banii, dar să iubiți nu la modul în care ați făcut-o până acum, să-i aruncați în stânga și în dreapta, ci să-i apreciați pentru ceea ce sunt și să vă placă să aveți bani doar de dragul de a avea bani, știți, acolo undeva. Bun, după data de 12 octombrie, iată și pe data de 14, avem pe Marte în casa a patra, ceea ce înseamnă că sentimentul de instabilitate va fi prezent, va fi cu voi peste tot. Mai ales din cauza unor conflicte din familie, e oarecare tranziție. Să nu uităm că, iată, avem Marte în casa a patra, avem și nodul sud acolo, e și Mercur, discuțiile cu părinții, cu rudele apropiate, cu tot ce înseamnă vreau să-mi fac o casă, vreau să repar, vreau să zidesc, să, cum se zice, să văruiesc, să fac niște lucruri, vă agitați foarte mult pentru casă și familie în a doua parte a lunii, dar nu uitați că cel mai important lucru, principalul vostru obiectiv, este cariera. Și pentru că, iată, avem această lună plină, această eclipsă la sfârșit, nu înseamnă că lucrurile vă ies cum vă doriți. Clin, clin, ca să fac așa. Ci mai degrabă că trebuie să fiți pregătiți, să fie niște schimbări, să fiți flexibili, să vedeți în orice criză o oportunitate și să vă forțați că atunci când se întâmplă ceva, să vă puneți niște ochelari cu care să vedeți doar jumătatea plină a paharului. Restul nu mai contează. Dacă vedeți jumătatea plină a paharului în octombrie, credeți-mă, pot fi multe, multe, multe beneficii. Jupiter mai stă în casa 10-a, chiar dacă este retrograd, mult timp. Deci cariera voastră trebuie să pompați mult la carieră, trebuie să investiți mai mult. Dar știți cum? Investiția nu la modul cum poate ați făcut-o de la începutul anului. Să vă plângeți, să vă victimizați, să așteptați. Un pic de zmerenie este sănătoasă, însă în același timp trebuie să vă luați și în serios. Cumva trebuie să găsiți echilibrul între a recunoaște că nu sunt perfect,
însă în același timp în a recunoaște ceea ce știu, ceea ce pot, ceea ce sunt capabil, da? Deci depinde foarte mult de voi, aș putea spune. Ce o să vă ajute enorm din punctul meu de vedere este că na, prima parte a lunii, soarele este într-un semn prietenos și educația, dragii mei, cititul, documentarele, discuțiile cu oamenii mai deștepți vă vor ajuta enorm. Deci la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Încă de la începutul lunii sunteți luați pe sus. De ce? Lilith intră în semnul vostru pentru 9 luni. Venus intră și ea în semnul vostru pentru o bucată bună de timp. Ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă, dragii mei? Se întâmplă că câștigați așa un soi de magnetism, carismă. Vă vin tot felul de idei păcătoase. Vă vin tot felul de idei la care alții nu ar apela niciodată. Pe parte fizică vreți să vă îmbunătățiți, vreți să vă schimbați, vreți să vă tundeți, să vă machiați, să vă echipați, să vă luați niște haine, să fiți mai îndrăzneți, mai sexy, aș putea spune, mai atrăgători, mai provocatori. De altfel, oamenii în jurul vostru se vor simți destul de amenințați și poate vor apărea și invidii, dacă vreți voi să vă gândiți la invidii. Întotdeauna am susținut că tranzitul lui Lilith, bineînțeles, ca orice în astrologie, este și o resursă și o vulnerabilitate. Lilith vă poate face puțin absorbiți de propria persoană, obsedați de propria persoană și începeți să vedeți, precum semnul vostru, tot felul de imperfecțiuni, da? Dar asta este vulnerabilitatea. Însă când vorbim de resursă, Lilith în semnul vostru vă ajută să luați decizii. Schimbarea unui loc de muncă, schimbarea într-o relație, schimbarea legată de o țară, schimbarea legată de o școală și o faceți puțin, cum să vă spun, scandalos, dar cumva și cu Venus în semnul vostru, pentru că oamenii vă plac, vă iubesc, se simt atrași de voi, cumva nu se vor supăra și vă vor lăsa, știți cum este, vor trece cu vederea, treacă de la mine. Deci aș putea spune că în octombrie mulți dintre voi vă veți redescoperi. Da? Venus, v-am spus, cu Lilith în casa întâi, tot ce înseamnă de apariție, de înfățișare, minunat. Pe urmă, să vorbim despre faptul că Mercur iese din semnul vostru, unde a fost și retrograd și se duce în casa a doua. Iar în casa a doua avem acolo multe aspecte pe durata întregii luni. Și vorbim despre bani. Acolo știți cum este, nu prea vă puteți face un plan, nu prea, adică și să vă setați bugetul ca până acum. Îmi iau salariu, plătesc facturi, plătesc chirie, rate și alte chestii, sigur nu. Cumva în octombrie nu o să mai puteți să faceți tot ce ați făcut până acum. Vă știți cum este, ca mersul pe gheață. Considerați că vă duceți drept, dar cumva deraiați. Cam așa și în luna octombrie. Vă recomand să aveți un buget de risc dacă nu ați făcut-o până acum. Vă recomand să începeți să economisiți dacă nu ați făcut-o până acum. Vreau să vă atrag atenția la tot ce înseamnă împrumuturi. Că dați sau luați împrumut și în momentul în care dați un împrumut cuiva drag, să puneți condiții. Da? Să plecați tot timpul cu ideea că s-ar putea să nu mai vedeți banii respectivi. De asemenea, dacă voi trebuie să luați bani de la cineva, încercați să nu luați mai mult decât se poate, adică dacă vă trebuie 2 lei, să nu luați 3 lei, da? Și să știți că negocierile sunt foarte bine la voi în luna octombrie. Deci când vreți să închiriați ceva, când vreți să vindeți ceva, când vreți să cumpărați ceva, nu lăsați negocierea, nu vă fie rușine, pentru că mulți oameni cred că, domnule, atâta face, atâta dau, dar să știți că negocierile fac parte din arsenalul unui adult, unei persoane mature. Da? Și la un dat când deprinzi arta negocierii, nimeni și nimic nu-ți mai stă în cale, aș putea spune. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță? Ei bine, dragii mei, Venus, da, guvernatoarea voastră, care a fost retrogradă în timpul verii, ce să zicem, trece pe data de 9 octombrie în casa 12. Ei bine, știți cum este. Sună și bine și sună și periculos, din păcate, pentru că nu prea îi place lui Venus acolo. Când Venus e acolo, e puțin cam martiră. Îi cam place să se sacrifice, îi cam place să se intre în relații nepotrivite, îi place să sufere al naibii de mult.
Da? Și cum îl aveți și pe Mercur în semnul vostru? Îl mai aveți și pe Marte în semnul vostru? Îl mai aveți și pe nodul sud? Iar luna nouă de pe data de 14 este tot în semnul vostru eclipsa de soare. Cumva deveniți personajul principal, da? Dar nu personajul, nu sunteți harapalb în luna octombrie. Sunteți zmeul. Și o să-mi spuneți, da, Daniela, dar și zmeul și monștrii au rolurile lor. Așa este, nu zic nu, da? Cumva veți vedea că oamenii din jur se vor uita la voi și o să vă zică, mă, da, ție îți place să suferi, te plângi, dar fă ceva. Voi l-aveți pe Marte în semnul vostru, care vă dă furie să faceți, dar e foarte greu să faceți, pentru că nu sunteți o natură din aceasta să treacă la acțiune degeaba. Trebuie să vă înțepe cineva și prin victimizarea asta, prin, cum să vă spun, tendința de a sta în situații critice, la un moment dat vă va înțepa cineva și vă va provoca și o să ziceți, las că ți-arăt eu ție. Acest las că ți-arăt eu ție, cumva vă este benefic, aș putea spune, în luna octombrie. Pe urmă, a doua parte a lunii, cam totul se mută, din punctul meu de vedere, în casa a doua, a banilor. Și cumva aici se mai întâmplă cheltuieli, zăpăceli, trebuie să aveți foarte, foarte, foarte mare grijă. Uitându-mă așa la un light motiv al lunii octombrie pentru voi, va fi, cum să vă spun, găsirea unor limite sănătoase. Pentru că Venus în casa a 12-a, după cum vă spuneam la început, e, ce să vă zic, e sora de război. Da, gândiți-vă dacă sunteți sora de război că ați vrut voi sau că v-a trimis cineva. Dacă ați vrut voi, păi asumați-vă. Asumați-vă martirajul, asumați-vă sacrificiul, asumați-vă că ați vrut să fiți sfinți și nu vă mai victimizați, nu vă mai plângeți. Pentru că altfel faceți mult, mult rău. Și acel las că ți-arăt eu ție și îți demonstrez eu ție, nu vă ajută neapărat din punctul meu de vedere. Pentru cei care, nu știu, așteaptă un nou început, așteaptă o posibilitate de a o lua de la capăt, această lună nouă în semnul vostru de pe data de 14 octombrie vă ajută. Deci acum iată la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. 1. Până pe data de 12 octombrie, nu știți de voi, pentru că Marte, guvernatorul vostru, e în casa 12. Sunteți în continuare pe modulul tac și fac. După data de 12 octombrie, să vă fac așa cu ochiul de mai multe ori, Marte intră în semnul vostru. Și vine cu o doză uimitoare de, cum să vă spun, de energie, de curaj, de ambiție, de forță. Și furie și frustrare, dar trecem peste el, da? Și e ca și cum a stat la hibernat, ca adevărul că a stat la hibernat săracul, și dintr-o dată vreți să compensați tot ce n-ați făcut mult timp. Și Mercur va intra în semnul vostru, și cu Marte în semnul vostru, e nemaipomenit, aș putea spune. Prima parte a lunii stați și așteptați, din a doua parte a lunii, cumva astrele zic că nimeni nu e vinovat pentru ceea ce se întâmplă. Bineînțeles, acolo unde aveți oarecum liber arbitru, că nu putem să facem tot ceea ce ne dorim. Nu putem să ne dăm în stambă, nu putem cuceri lumea. Știți? Adică oricât de mult mi-aș dori și eu, aș citesc toate cărțile de dezvoltare personală care mă învață cum să cucerez lumea. Dar uite că nu-mi iese. Da? Deci trebuie să vă dați seama unde puteți forța limita, astfel încât să vă depășiți, să o depășiți puțin, dar bine, să nu vă duceți pe ulei, cum se zice, să o luați pe ulei. Da. Deci, prima parte a lunii, joc de glezne, cioc mic. Din a doua parte a lunii, vă rog frumos să nu mai stați și să luați decizii și să ziceți, ne mutăm, cumpărăm o casă, schimbăm școala copilului, îmi schimb jobul, mă cer cu oamenii care nu mi-au făcut bine, gata, rup, închid ambasadele, cum e vorba aceea. Marte vă zice, hai, și să nu uităm ceva. Să nu uităm ceva. Jupiter este în casa 7-a, da? Îl avem pe Saturn în casa 5-a. Zona amoroasă va fi dinamizată de Marte. Dacă până acum ați simțit că viața se întâmplă și e plictisitoare, vă garantez eu că finalul lunii nu va mai fi plictisitoare, mai ales că pe data de 28 avem o lună plină, o eclipsă de lună în casa 7-a. Mulți dintre voi care a stat așa și v-ați bazat că lasă că s-a întâmplat ceva, finalul lunii octombrie ziceți, nu, eu nu mai pot să stau așa.
trebuie să se întâmple ceva, că a cam apărut blazarea și dacă nu am un alt obiectiv, o altă motivație pe plan relațional, n-are rost să mai stau. De altfel, mulți la sfârșitul lunii vă lua decizie să vă și despărțiți, să vă și mutați sau poate să luați o pauză.